Vă salut! Suntem pe 24 aprilie 2020 în pogonul nostru de Mureton Free de la Craiova. Ce mai facem noi? Facem o lucrare la care eu îi acord foarte mare atenție. Țin să vă spun că avem deja 3 săptămâni de când n-a mai plouat și încă o săptămână, de fapt vreo 10 zile, tot uscătură se anunță și avem o problemă anul ăsta cu săpatul, că ne-a prins nesăpat, e pământul cam tare, mă rog, am adaptat niște cuțite, o să vă arăt eu mai pe sfârșit. Ideea care este, murele sunt superbe, au rezerve de umezeală jos, rădăcini, tocătura, compostul. Cu ocazia săpăturii ăștia, o facem în fiecare an, acum la început, cu mare atenție, îl încorporăm, o încorporăm în sol, că altfel stă deasupra așa mult și bine. E foarte multă, da, și sunt niște detalii. Până la urmă, trebuie o țără talent de șofer cu mânuitul motosapei, pentru că ia uitați cum trebuie să iasă. Noi săpăm până aproape pe văzutelea, nu mai comentez, și într-un final iasă foarte afânat solul. Săpăm încet, cu grijă, avem grijă de pui ăștia, să nu-i îngropăm cu pământ. Așa, și ce mai rămâne pe aici pe mijloc, să pune la adăpost și picurarea asta care am înlocuit-o după vreo 4 ani. Așa. Murele le merge bine, dar au nevoie de un pic de aer la rădăcină, plus că afânarea solului, frezarea asta, la început acum solul pierde un pic de umezeală, dar după aia are rol de a reține umezeala în sol. Da, cu condiția să vină o ploaie. Momentan vă zic, se pierde, dar nu e problemă că rădăcina respiră cu ocazia asta. Să fac niște schimburi, să încorporează compostul ăsta. Apropo de tocătura asta care se face compost în timp, e foarte important ca pe un sol greu cum am eu aici, argilos, roșu, ce să mai, ia uitați ce scot de jos, pământ roșu, sol greu, e foarte important ca atunci când sapi să fie ceva materie organică, chiar și nedescompusă, cum ar fi frunze, vreascurile astea, care vin și ce fac, nu lasă să se lipească bulgării între ei. Anul ăsta bagi ceva, la anul iar bagi. Începutul e greu, că vii, faci o arătură proaspătă, să înființezi o cultură și el e curat pământul, dar adăugat niște material de ăsta, gunoi, putrezit, neputrezit, că toamna, că primăvara, el ajunge să se îmbuneze, să schimbe structura deasupra, așa vreo 10 cm, nu mai mult. Aici nu facem arătură de genul brazdă pe mijloc, nu știu, și se menține pufos, afânat. Asta e un detaliu care mulți nu îl țin cont de el, mă rog, poate nici nu acum. Hai să nu mai lungim vorba, o să dau o cheie la nenorocirea asta de utilaj. Am sudat noi pe aici niște cuțite, am dat vreo 100 de euro pe ele, sunt un pic mai deștepte, curbate așa în două feluri, deci o dată din planul ăsta, o dată și din planul ăsta, material bun și cu ele ne facem treaba. Vă recomand să vă uitați pe partea dinspre rând, acolo sunt ochii mei în permanență, ne ducem, ne întoarcem
și fiecare trecere are câte un scop. În speță asta să sape lângă mure, după care să unim intervalul. Ce vreau să mai subliniez, dacă vă uitați un pic, rândul acum e ca o albie, nu știu dacă se observă, deci pe partea din mijloc este coborât, iar aici spre mure e ridicat. După ce săpăm, se uniformizează, vine la nivel. Asta înseamnă afânarea solului. Asta mai arată și că înspre mure, pământul e normal, de altfel, se păstrează mai afânat, nu calci, dar aici unde se circulă foarte mult, se tasează și e important și intervalul ăsta de pe mijloc să fie afânat, să rețină apă, să fuzioneze cu totul rândurile între ele, când plouă, nu știu. Picătura asta bagă ea câte un pic așa de apă, dar nu fuzionează prea mult și oricum fără ploaie nu facem mare lucru. Anul ăsta Dumnezeu e cam supărat. Andrei, hai că am nevoie de tine. Și ce să mai... Ne pregătim să pornim motorul. Hai, ține. Da, arată un pic acolo. Nu vă mai spun cât m-am chinuit la început când l-am luat să-l pornesc, acum e pregătit tot.
aia la pintenul ăsta. Acum dăm un pic mai tare. Și
dăm după cum e terenul, mai tare, mai încolo, mai încolo. Avem aici cârma de la vapor. Țin aici până termin rândul de săpat. Dar vreți să stați. Care nu, puteți să plecați oricând. Oricum, șmecherea e de aici. Asta. Acum gata, nu mai face ce vrem noi, face ce trebuie. Sau așa. Foarte simplu. Nu-i trebuie nicio siguranță, nimic. Asta e utilajul nostru. Made in Italia, Ruggerini, da. Mă rog, uneltele fac treaba. Cam asta a fost, vă ținui. Să vedeți cam cum săpăm un rând. 10 minute, cam atât a mea. Doi. Și facem socoteala la 100 de rânduri, ori 10 minute, vreo 3 zile. Că doar nu mergem continuu. Dar facem o treabă bună, cum v-am obișnuit de fiecare dată. Că altfel să supără murele pe noi. Și noi vrem să le vedem fericite. Că dacă ele sunt bucuroase să trăiască la noi în grădină, o să fim și noi. Ce să vă mai arăt anul ăsta? Deocamdată, anul ăsta mai am să vă arăt, dar acum, în momentul ăsta, lăstarii. Aha. Foarte frumos. A, la, da, da, le-am terminat de copilit pe toate, da. Ia uitați cum se vede. Cum trebuie, nu? Abia aștept să merg un pic pe burtă mai la vară pe aici și să verific ce avem pe aici frumos la umbra lor, așa. Câte o iarbă, câte o asta. Gata cu o lungi, simt cu o lungi și nu știu dacă a avut sărăți atâta răbdare, dar mă gândesc că cine vrea să vadă cum facem, să uită, cine nu, dă mai departe și asta este. Nu o să ne încurce câte o buruiană. Ah, vedeți tocătura? Nu mai e, gata, s-a cam terminat cu ea și ați văzut câtă era, era foarte multă. Să pune la adăpost și picătura asta, să nu ne-o bată soarele. Cam asta e ce trebuie. Am făcut, am luat-o din, și din colo și din coa. Ne uităm cum e. Am încercat să sondăm terenul. Dar e bine. E bine. Per ansamblu e foarte bine, dar așteptăm o ploiță. Anul ăsta tare, tare rău. Cam asta vrem să facem astăzi, până coleacă. Am mai făcut și în partea asta. Uite. Cum v-am obișnuit? Cu rândurile frumos aranjate. Hai!
Ne mai vedem.